Auzim frecvent, pentru că auzim în mod repetat, începem să ne întrebăm sincer. În momentul în care ajungem să găsim niște răspunsuri, pentru că avem niște convingeri, am decis să mărturisim și vrem să mărturisim cu fermitate, pentru că lucrurile se desfășoară în timp. Suntem aici să promitem încă o dată ceva și sigur, așa cum se spunea, suntem aici să cerem. Vedeți, globalizarea are și părțile ei pozitive. Primești informații de peste tot. Și de o bucată de vreme încoace auzim că sunt state care restricționează sau încearcă să restricționeze tot mai mult Drepturile cetățenilor. Și nu vreau să intru acum în dezbateri, pentru că este la ordinea zilei, să vorbim despre state care, în mod abuziv, ilegal, neconstituțional, restricționează drepturile oamenilor liberi și maturi. Ce mi se pare mie interesant? un stat care își permite să restricționeze dreptul cetățeanului la muncă, acuză un părinte care ar putea încerca să restricționeze din iubire pentru o scurtă perioadă drepturile unor copii de a face prostii. Și deja se ridică semne de întrebare. Un stat care își permite și încearcă să restricționeze drepturile majorilor, spre exemplu, a circula în liniște, în pace, în siguranță, acuză un părinte care încearcă să restricționeze drepturile unui copil la lucruri rele, la o plimbare cu prieteni răi, la asociere cu prieteni răi. Aș putea da foarte multe cazuri, dar dumneavoastră le aveți în minte. Și când auzi ce se întâmplă sau încearcă să se întâmple în lumea aceasta, te întrebi dacă aceasta este direcția în care dorim să mergem pe viitor. Românii întotdeauna au privit frumos la Europa. Ne-am dorit să fim în Europa. Am crescut cu gândul acela, cel puțin noi care am crescut în sistemul comunist, că tot ce este bun, tot ce este frumos, tot ce este legal este dincolo de granițile țării noastre și bineînțeles în vest. Și acum noi ne întrebăm, aceasta este direcția în care vrea să meargă Europa? Să mergem în direcția libert... împotriva libertății cetățeanului, să mergem împotriva părinților, să mergem împotriva copiilor, să mergem împotriva unui sistem de educație pe valori sănătoase. Aceasta este direcția în care vrem să mergem, împotriva valorilor creștine pe care se spunea s-a clădit Europa și a rezistat Europa. Ei bine, dacă aceasta este direcția în care vrea să se meargă, presupunem că nu, o spunem respicat că noi nu dorim o astfel de direcție. Nu dorim o astfel de Europa și câtă vreme vom avea un cuvânt de spus în Europa, vom spune Europei, ne bucurăm să fim parte cu voi, dar nu vrem să mergem în direcția aceasta. Iar. Dacă Europa vrea să meargă în direcția aceasta, atunci o spunem cu claritate celor care ne conduc în România. Că poporul român, în marea lui majoritate, nu vrea într-o astfel de direcție. Noi credem în autoritatea statului, noi creștinii ne rugăm pentru cei care sunt puși acolo să-i binecuvinteze Dumnezeu, să le dea înțelepciune, dar legile nu sunt împotriva poporului. Noi nu credem într-un stat care este împotriva copiilor, împotriva familiei, împotriva bunului simț, împotriva adevărului, a iubirii curate, ci noi vrem să fim într-o națiune în care statul, adică cei aleși de noi, iubesc familia, prin lege protejează familia, ajută familia și nu separă familia. Sigur că ne întrebăm, avem și noi întrebările noastre. Mă gândeam dimineață când am văzut fulgi de zăpadă, când toată lumea aștepta să scape de zăpadă, au fost luați de acasă, răpiți din familie, în mod abuziv, copiii familiei furdui. Și spuneam, oare n-ar fi vremea acum când vine zăpada, măcar acum să vină acasă? Au trecut două anotimpuri pentru un părinte, nu două săptămâni, nu două zile, nu două ore, două minute fără copii, este o mare problemă. Pare o veșnicie. Nu știm ce se întâmplă într-o țară pe care o respectăm de altfel. Dar se pare că Germania ori nu vede, ori nu vrea să vadă. Ori nu aude, ori nu vrea să audă. Nu își poate permite un astfel de stat să permită unei instituții, unor funcționari de acolo. În mod abuziv să trateze o asemenea familie. Nu ne putem permite să ne batem joc de niște copii, nu doar de trupul lor, nu doar de mintea lor, ci de sufletul lor. De aceea, noi sperăm ca Germania să se aplece cu mult mai multă seriozitate asupra acestui caz. Dacă pentru ei este unul din multele cazuri, pentru noi este un caz important. Sunt frații noștri. De credință și de neam. Și îi rugăm pe cei din Europa să-și facă timp să analizeze. Dacă este o problemă, dar sigur nu este, să ne spună. Iar dacă nu este nicio problemă, să-și ceară scuze și copiii să vină cât mai curând acasă. Dragii mei, noi suntem aici pentru că noi credem că este important și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu dar și să spunem oamenilor într-o societate democratică ce dorim. Am spus-o la o altă întâlnire, când a fost vorba de familia Bodnariu, că la noi, la creștini, minunile nu țin trei zile. Și am spus atunci, nu ne va trece până când copiii nu vor veni acasă. Vrem să o spunem și în cazul familiei furdui, nici acum nu ne vom opri. Și acum, și în rugăciune către Dumnezeu, și în lupta cu autoritățile vom cere copiii să se întoarcă acasă. Și ascultați-mă, noi nu vrem copiii acasă de sărbători. Noi îi vrem astăzi, mâine, și să dea Dumnezeu ca familia să fie împreună în jurul lui Hristos care a venit să ne adune, nu să ne împrăștie. Destul încearcă societatea să ne dezvine. Nu ne vom lăsa dezbinați. Ne-a unit Hristos, a plătit cu sânge. Au plătit în locul acesta și în alte orașe oameni cu sânge ca națiunea română să fie unită pe valorile ei. Respectăm valorile altora, dar nu dăm cu piciorul în valorile noastre. Ascultați-mă! Noi vom învinge pentru că îngenunchem. Dar și ce nu înțeleg oamenii? Noi nu îngenunchem în fața unor legi nedrepte. Nu ne neapărat în fața unui guvern nedrept, încenunchem în fața împăratului împăraților, a lui Isus Hristos, Domnul nostru. Și pentru că încenunchem în fața lui Dumnezeu, avem putere să rămânem în picioare în fața oamenilor și vom învinge pentru că El ne-a spus îndrăzniți că ce o am lumea. Suntem aici să cerem președintelui țării Domnului Claus Iohannis, să urmărească mai cu atenție cazul acesta. Știm că Dumnealui le urmărește, dar câteodată tare încet. Poate că ar putea schimba viteza printre multe probleme care le are. Să se gândească și la familie noastră, și la inima noastră. Și poate într-un timp cât mai scurt. Să ne spună nouă, să spună altora că noi românii vom rămâne cu o familie întreagă, cu o credință nepătată, uniți cu alții, dar loiali lui Dumnezeu și valorilor națiunii în care ne-am născut, în care am rămas, în care vrem să rămânem, dar nu îngenuncheați în fața altora, ci îngenuncheați în fața lui Dumnezeu și cu demnitate în fața oamenilor. Amin!